Miercuri dimineață, într-o conferință de presă, a fost anunțată campania de screening gratuit. Și pentru mamografie și pentru osteodensitometrie, începând de astăzi, o să vă dăm un număr de telefon pe care o să vă rugăm să ne ajutați să-l popularizăm. Vom face programări până vineri, pentru săptămâna viitoare. Noi o să încercăm să facem un număr cât mai mare, evident, de examinări, dar depinde de programul medicilor și disponibilitatea. Vom elibera, practic, programul astfel încât să fie o tură întreagă pentru mamografie în cursul dimineții, în cursul primei jumătăți a zilei și pe bază de programare săptămâna viitoare, practic, în special o să rugăm persoanele peste 40 de ani, pentru că acolo e îndreptată mamografia și, dacă e să fim corect, și osteodensitometria, vor face examinările astea fără să plătească. Pe baza programării, toată săptămâna viitoare. Între timp, neașteptat sau nu, toate locurile au fost ocupate în urma unor postări de pe Facebook. Conducerea spitalului a explicat că nu se pot efectua decât 6-7 mamografii pe zi, întrucât în momentul acesta există doar un mamograf și un singur medic supra-specializat în mamografie. Este important de reținut, în orice caz, că investigațiile se realizează cu un mamograf de ultimă generație, așa cum mai există doar în centrele universitare din țară. Mamograful nu este doar mamograf simplu, este un mamograf cu tomosinteză sau tridimensional, care reprezintă la momentul actual cea mai avansată tehnică de investigare a sânului din lume. Un alt avantaj îl reprezintă reducerea numărului de controle suplimentare sau chiar biopsii inutile, prin faptul că această tehnică permite o mai bună caracterizare a unor anomalii suspecte, care în unele situații se dovedesc doar a fi expresia suprapunerii de țesuturi din mamografia standard. Putem fi mândri că ne aliniem și noi cu metodele noastre de investigație celor mai moderne tehnici existente la nivel mondial și ținând cont de rata crescută de depistare a cancerului mamar în ultimii ani, cred că este o investiție foarte bună a Spitalului Județean în sănătatea populației. La acest moment, platoul imagistic al Spitalului Județean de Urgență Suceava este complet, având dotări tehnice din gamele de vârf. Din punctul de vedere a unui platou de imagistică, suntem la o dotare mai mult decât decentă, aș spune chiar performantă, raportându-ne la ce se întâmplă în alte spitale din țară, din alte părți, practic nu putem să punem pe lipsa dotării, eventuale proceduri pe care nu le-am face. Cu ce avem acum, putem spune destul de clar că, din punct de vedere al radiologiei și imagisticii medicale, suntem dotați la standarde de performanță înaltă. Mai ales că aparatele pe care le avem, și aici aparatele pot să fie de mai multe feluri, aparatele pe care le avem sunt în marea lor majoritate spre vârful de gamă, practic cu performanțe din punct de vedere medical extrem de ridicate. Pentru pacienții internați în spital, investigațiile sunt gratuite. Pentru ceilalți, se plătesc. De exemplu, o mamografie costă între 180 și 200 de lei, iar o osteodensitometrie 100 de lei.